Avem imagini de ultimă oră cu Laura Codruța Chioveși. A descins pur și simplu cu încă doi procurori la Finanțe și la ANAF. Vedem imaginile și dezbatem imediat cui arată Chioveși cătușele în afacerea vaccinurilor anti-COVID. Imediat ne întoarcem. Bună dimineața! Cu ce obiective astăzi? Mulțumesc! Ne auzim mai târziu. Mulțumim! Avem stenogramele discuției dintre Laura Codruța Chioveși și ministrul Finanțelor Publice. Cei doi au discutat și despre achiziția de vaccinuri. Adrian Căciu și-a exprimat îngrijorarea și a apreciat ancheta demarată de parchetul european. România trebuie să mai cumpere de asemenea 30 de milioane de doze de vaccin anul acesta și anul viitor. Peste 8 milioane au expirat deja. Asta înseamnă milioane de lei, bani aruncați pe fereastră, la care se mai adaugă și costul distrugerii. Domnule Drulă, avem, așa cum vă spuneam, Laura Codruța Chioveși este într-o vizită oficială, o vizită de lucru, de fapt, în țara noastră. Ministrul Finanțelor Publice i-a transmis Laurei Codruța Chioveși că România se bucură de faptul că parchetul european a demarat o anchetă în desfășurare pentru achiziția de vaccinuri. Avem de asemenea și documentele care arată faptul că foștii miniștri USR ai sănătății, fie că vorbim despre Ioana Mihăilă, fie că vorbim despre Vlad Voiculescu, sunt cei care au semnat pentru aceste milioane de doze de vaccin. Multe dintre ele nu au mai fost folosite.